Una dintre prioritățile administrației de la Copalnic Mănășturi este modernizarea centrului civic de comună. După ce multă vreme s-au făcut lucrări la rețelele de apă și canalizare, iată că acum, în atenția celor aflați la primăria comunei, se află și lucrările care ar aduce localitatea în secolul 21, din punct de vedere estetic. Acum se lucrează la studiul de fezabilitate, este obligatoriu să-l facem în acest mandat. Încă nu știm sursa. Poate va fi buget local, poate va fi finanțare guvernamentală, că deocamdată finanțare europeană pe acest domeniu nu există. Mai ales miercurea, care este zi de târg, din toate cele 12 sate ale comunei, vin la târg, se întâlnesc în centru, pot să stea, să se întâlnească cu cunoscuți, cu neamuri din celelalte sate sau din celelalte comune, socializează, probabil discută. Târgul acesta din Copalnic Mănășturi este foarte important. Primarul comunei Copalnic Mănășturi estimează că fondurile guvernamentale vor fi cele de care se vor folosi pentru modernizarea centrului de comună. Dorim să facem mult spații verzi, parcări, să putem duce apele pluviale către râu, să fie un centru modern, pentru că trebuia chiar mai demult să reabilităm acest centru, însă până am finalizat apa și canalul, și acum se lucrează și la partea electrică, deci electrica modernizează rețeaua și vor dispărea acești stâlpi de beton și vor fi niște stâlpi mult mai eleganți. Vasile Ștefan Mihalca a declarat că s-a făcut o estimare a sumei care ar fi necesară pentru modernizarea centrului civic de comună și susține că ar fi nevoie de peste 1 milion de euro. Sumă deloc de neglijat, dar edilul susține că este o lucrare mare.